Cine se trezește de dimineață departe ajunge, este deviza lui Marian Drăgulescu la jocurile de la Tokyo. El va concura în calificări în prima subdiviziune de la ora 4, ora României. Sunt convins că munca și curajul întotdeauna vor fi răsplătite. La antrenamentul pe podium, Marian a executat după foarte mult timp o săritură cu 2 întoarceri și jumătate. 900, mă bucur că am reușit să învârt săritura, chiar dacă n-a fost o săritură în picioare. Sunt câteva detalii tehnice care trebuie să le punem la punct. Atâta. Restul, muncă și numărul săriturilor, le facem zilnic. Trebuie tehnica asta corectată astfel încât să îmi ajut mișcarea în loc să mi-o înfrânesc.